Hello, hello și bine v-am regăsit la un nou clip. Astăzi deschidem un alt calendar advent, de data asta de la Yves Rocher. Îl am aici, în acest design foarte, foarte frumos. Acesta este primit de la brand, așa că le mulțumesc foarte mult pe această cale. Am să vă las pe ecran prețul calendarului și în cazul în care mai este disponibil pe site, am să vă las și un link în descriere către acest calendar. Am avut și anul trecut calendarul de la Yves Rocher, primit tot de la ei. Ca de obicei, ei sunt foarte, foarte generoși. Designul de anul trecut mi-a plăcut puțin mai mult pentru că era cu steluțe, constelații, cu soare, cu lună și știți cât iubesc steluțele. Designul de anul acesta are, să spun așa, o tentă botanică, însă e foarte, foarte simpatic și el. Stați să-l și deschid ca să vedeți așa în mare cam cum arată cutiuțele dinăuntru. E foarte frumos, ca de obicei ei pun foarte, foarte mare accent pe detalii și sunt atenți la designul produselor și la cum arată în general produsele lor, inclusiv ambalajele. Pentru că trebuie să recunoaștem că, mai ales pe noi femeile, de multe ori ne fură ambalajele și dacă vedem ceva împachetat foarte, foarte drăguț, suntem gata să dăm banii pe trebușoara aceea. Bun, așadar, ca să nu o mai lungim, acesta este calendarul advent de la Yves Rocher pe anul acesta, 2023. L-am desfăcut și mai devreme, cam așa arată cutiuțele și haideți să vedem ce se află în fiecare cutie. Bun, ziua 1 este aici. Wow, ce repede am văzut-o. Nu garantez că se va întâmpla la fel și cu celelalte zile. Cam așa arată. Și să vedem ce este înăuntru. Dacă este ca anul trecut, da, este ca anul trecut, avem câte o descriere pe fiecare cutie și pe asta am văzut că înăuntru se află o cremă de mâini, dar pe celelalte cutii n-am să mă mai uit ca să nu mai am spoilere. Bun, hai să vedem crema de mâini. În ce aromă este? Frozen Lychee, cred că se pronunță, este una dintre gamele de Crăciun. Cam așa arată și sunt foarte, foarte curioasă ce miros are, așa că am să o testez acum. Nu cred că am avut vreodată ceva cu lychee, cu mirosul acesta. Ia să vedem. Este foarte dulce. Parcă dă și înspre un miros așa de trandafir undeva acolo. Foarte dulce, foarte aromată gama asta, ca să zic așa. Miroase puțin a șabujor, a trandafir undeva în zona aia. A șerbet, a dulceață, ceva de genul ăsta. E un miros inedit pe care nu l-am mai simțit, sinceră să fiu. Și anul ăsta Yves Rocher a venit cu ceva inovativ în ce privește gamele de Crăciun. Bun, hai să mă grăbesc puțin totuși. Numărul 2. 2, pe care nu îl văd, este aici. Gata. L-am ginit. E ceva mai mare. O fi o mască de față. Încerc și eu să ghicesc, dar de obicei nu-mi iese. Nu, este mască pentru păr. Am mai avut-o de multe ori. Este acel balsam, de fapt nu mască, dar este un balsam leave-in. Am greșit eu. Balsamul leave-in pentru păr uscat și degradat. V-am spus că am avut de multe ori produsul ăsta și mi-a plăcut super mult. L-am avut și în variantă mare și în variantă din asta micuță. Între timp i-au mai și schimbat ambalajul. L-am avut și în ambalajul vechi și în ambalajul nou. E un produs foarte ok pentru păr. Numărul 3. L-am văzut aici, aici și al jos. Să vedem, să vedem. Asta este, cred că, o mască de față. Da. O mască de față regenerantă cu, iar îmi scapă, calendula înseamnă gălbenele, nu? Și chamomile înseamnă mușețel. Ok, da. Asta este cu gălbenele. Arată ea cam așa. Este o mască balsam, tip balsam, din ce zic ei pe ambalaj. Bun, numărul 4 este și el pe aici, pe undeva și o să-l găsesc. Ia uite. Bun, aici cred că avem un mini gel de duș. Ia să vedem, cam așa arată cutiuța și hai să vedem, să vedem, să vedem ce o să iasă. Cred că am ghicit, măcar atât. Da, avem un gel de duș. Stați să-mi dau seama exact cu ce este. Ar trebui să caut o traducere. Oat and Buckwheat
E cu ceva cereale, dar nu-mi dau seama exact ce. Ce cereale. Ok, am găsit. Este cu ovăz, da, oatmeal, ovăz, și hrișcă. Ok. Așa, gel de duș n-am mai avut niciodată în asemenea aromă. Și vreau să-l miros, vă dați seama că sunt extrem de curioasă. Miroase a cereale de dimineață sau nu? Este un miros foarte plăcut, să știți. Nu mă așteptam la asta. N-aș putea să-l definesc exact, pentru că e o aromă pe care n-am mai simțit-o până acum. Dar e miros plăcut. E cremos, așa se simte. Ușor dulceag. Fain, chiar fain. Nu mă așteptam la asta. De obicei când auzi că, nu știu, ceva miroase a cereale, nu te aștepți la mare lucru. Dar uite că are un miros plăcut. Numărul 5. Numărul 5 este aici. Și e o cutiuță micuță, ca să fac și o rimă. Un ruj, oare? Deși dacă ar avea un ruj, cred că l-ar pune mai încolo, spre finalul calendarului. Hai să vedem. Nu avem un ruj, avem o mostră de cremă, sau mă rog, un travel size mai degrabă, din gama Hydra Vegetal, o cremă tip gel pentru hidratare. Cam așa arată. Îmi plac super mult aceste travel size-uri, miniaturi, pentru că v-am mai spus de 11.000 de ori că sunt foarte, foarte ok pentru călătorit, pentru deplasări, fiind în varianta asta micuță. 6, îl văzuse mai înainte. E aici în capăt. Cam așa și e ceva ușor înăuntru. Oh, dar face gălăgie. Hai să vedem. A, rujul. Se pare că sunt cu o căsuță în urmă. Rujul pe care credeam că îl găsesc la căsuța numărul 5. Cam așa arată. Știu că a fost și în calendarul de anul trecut un asemenea ruj și cred că este într-o nuanță roșiatică. Este din gama mată și nuanța cred că este 05 ruj elixir. Nu îl desfac acum, dar cu siguranță este un ruj roșu ca să se potrivească cu Crăciunul și sărbătorile. 7, l-am văzut, este aici și nu știu dacă pot să mai dau seama exact ce este înăuntru, poate un mini șampon, pentru că anul trecut au avut și șampon și balsam în acest calendar, nu este un șampon, este o cremă de duș, cred, da, ceva de genul ăsta, sau balsam de duș, în fine, o treabă în zona aia, cu unt de shea și ceva cu migdale. Foarte drăguț ambalajul. Oare și ăsta este dintr-o gamă de Crăciun? Așa pare după design. Vreau să-l miros și pe ăsta, pentru că am mai avut produse din gama cu karité, unt de shea, de la ei și mi-a plăcut foarte mult mirosul. Da, și ăsta miroase bine. Și în plus, față de gama din anii trecuți, are și acel miros de migdale. Un miros destul de subtil, dar e drăguț. Aduce puțin la gama cu migdale de anul trecut, dacă știți că au avut de Crăciun. Numărul 8 este aici, lângă 24. Sper din suflet că voi vedeți ceva acolo. Dar oricum vă fac și close-up-uri, deci ar trebui să fie în regulă. Numărul 8 aici, cred că este ceva șampon balsam? Nu. Nu, cred că este un mini parfumel, da. Mini parfumel care se numește Vert Envolé. Mai are rost să spun că sunt expertă la franceză? Da, cam așa arată ambalajul și stați fără grijă că îl miros, evident. Dacă e ceva de mirosit, Andreea este prezentă. Nu știu acest parfum, nici nu știam că au acest parfum în colecție. E foarte simpatică sticluța. Așa, și hai să vedem, mă gândesc că este un miros destul de fresh, ierbos, așa după cum arată și ambalajul și după numele ăsta, Vert Envolé. Hai măi, hai că se poate, așa. Seamănă puțin cu Green Tea de la Elizabeth Arden, se duce în direcția aia. Dar este un parfum foarte plăcut și la fel ca Green Tea,
cred că este un parfum care nu ar putea deranja pe cineva. Este un parfum super plăcut și pare ușor de purtat, numai bun pentru anotimpul mai cald, nu chiar acum pentru iarnă. Numărul 9, l-am văzut, este aici, o cutiuță mai mică și o fi... ce-ar putea fi? Nu știu, hai să nu mai încerc să ghicesc, că chiar nu-mi dau seama, dar avem o cremă de mâini, o altă cremă de mâini, din gama Monoi de Tahiti. Cam așa arată. Din păcate nu pot să spun că este gama mea preferată de la ei. Eu nu prea mă împac cu mirosul acela de Ylang Ylang și Monoiul conține Ylang Ylang. Dar este un miros potrivit pentru vara, aș spune mai degrabă, este un miros exotic. Dacă vă place mirosul acesta de Monoi, să știți că îmi găsiți la Yves Rocher această gamă, o au de mulți ani și uite că și în calendar au pus ceva din acea gamă, din acea colecție. Numărul 10 este aici și aici cred că avem în sfârșit un șampon. Eu insist pe ale mele, pe ce știu eu, nu. Dar e ceva de păr, cu siguranță, pentru că am mai avut și anul trecut masca asta, o mască reparatoare cu jojoba. Bun, măcar am avut ceva pentru păr. Am nimerit măcar zona căreia i-a fost destinat produsul. Bun, 10, urmează 11, ne apropiem de mijlocul calendarului. Am văzut aici 11. Și să mai zic ce cred eu că este înăuntru sau mai bine nu. Hai să descoperim. Este o apă micelară. Da, din gama Pure Alg, apa micelară pentru păr. Nu e pentru păr, apa micelară. Este pentru piele. Eu am rămas la păr, sunt setată pe șampon. Pentru piele normală spre mixtă. Am mai avut această apă micelară de la ei din calendarul de anul trecut și a fost foarte, foarte ok. A curățat cum trebuie și mi-a plăcut. 12 este aici așa, în capătul ăsta. Și hai măi, e ceva mai greuț, un produs cu greutate. Nu este șampon, dar este un lapte de corp. Fleur de Pre. Mai bine nu mai chinui. Iarăși nu înțeleg în ce aromă este. Meadow Flower and Heather, ceva de genul ăsta. Flori de câmp, probabil. Luându-mă și după acest desen de pe ambalaj. Dar am să caut îndată ca să văd exact. Însă, întâi vreau să miros. Sunt niște game noi pe care eu nu le-am încercat până acum. Și mă bucur că pot să le testez odată cu acest calendar, dacă nu mi-aș băga tot produsul în nas. Gama aceea cu ovăz și hrișcă miroase mai bine decât asta, cel puțin așa cum simt eu în ambalaj. Ia să iau puțin să văd, însă pare că are o textură foarte, foarte faină, super lejeră, dar nu pot să spun că... Da, este ceva floral acolo undeva, dar nu mă dă pe spate neapărat mirosul. Da, ei au tradus pe site flori de câmp, ce v-am spus și eu. Bun, trecem mai departe, ca să nu ne mai lungim. 13, am văzut 14, trebuie să fie și 13, sigur, pe undeva, sigur, sigur, credeți-mă, aveți încredere în mine? Da, aici sus, să vedem ce este la 13... Un balsam de buze, cred, da. Un balsam de buze din aceeași gamă cu karité și migdale. De-abia aștept să-l folosesc, pentru că, sigur, pe lângă faptul că miroase bine, are și gust bun. Da. 14, văzuse mai devreme, sper că nu l-am pierdut, e aici, în colțul acesta. Și, la fel, e ceva mai greuț. Bun. Oare e ce aștept eu să fie de câteva cutiuțe încoace? Cred că da. Da. Șampon. Avem șampon? Avem șampon. Aplauze.
Da, mulțumesc. Nu știu ce am zis mulțumesc, de parte, l-am făcut eu. Bun, este un șampon într-adevăr cu lapte de castane. Miroase foarte bine asta. Am din gama asta un spray pentru descurcarea părului și îmi place super, super mult mirosul și mă bucur că pot să încerc și șamponul. Ah, ce bine miroase. Foarte, foarte plăcut este mirosul. Și acum ajungem la ziua cu numărul 15, care este și ziua mea și știți deja povestea, dacă vă urmăriți de obicei, în aceste calendare, la ziua 15, găsesc cele mai nasoale produse. Hai să vedem ce a pregătit Yves Rocher pentru ziua 15. Am și văzut cutia. Este aici. S-ar putea să fie balsamul de păr din aceeași gamă, dacă am avut o zi înainte șamponul. Nu este balsamul, dar e ceva drăguț. Avem un gel de curățare. Ok, din gama Pure Alg. Și pe acesta l-am mai avut, dar îmi place. L-am folosit. O să-l folosesc și pe asta. E ok. E ok. Chiar e decent. De obicei, la ziua 15 găseam, nu știu, pilă de unghii, elastic de păr, stickere pentru unghii, mănuși exfoliante, clămițe de păr, adică tot felul de trebușoare inutile care de multe ori, de fapt întotdeauna, sunt puse de umplutură în aceste calendare. Dar din ce țin minte din anii trecuți, la Yves Rocher nu aveau astfel de produse de umplutură. Anul trecut am primit calendarul de la ei, însă cu un an înaintea lui 2022, deci în 2021, mi-am cumpărat eu calendarul și la fel, n-am avut prostioare de genul acesta în calendar, ceea ce e foarte bine. Felicitări, Yves Rocher. Bun, 15. Am trecut de această zi cu mari, mari emoții. Exagerez, vă dați seama. Dar hai să trecem la 16, totuși, care este aici. Și avem și un focus. Avem înăuntru. Găsim un produs dintr-o altă gamă de Crăciun. Ceva cu aromă orientală, infusion de pis. Nu v-am înjurat să știți. E ceva cu spices, din ce înțeleg eu. Spice infusion. Mai bine citeam în engleză ca să nu mă fac de râs. Da, spice infusion. Știu că ei au tradus ceva cu aromă orientală undeva în zona aceea. Așa arată eticheta. Și hai să mirosim. V-am zis că este gel de duș sau nu v-am zis? Cred că m-am luat cu spices și am uitat. Este gel de duș și are un miros foarte, foarte plăcut. Îmi place mai mult decât gama aceea cu licii, pentru că este condimentat. Se simte și un miros de scorțișoar undeva acolo. Foarte plăcut mirosul. Foarte, foarte plăcut. Aș putea să stau așa cu nasul în ambalajul ăsta, iar m-am murdărit pe nas. Miroase a un ceai pe care l-am avut în anii trecuți, tot așa un ceai de iarnă cu tot felul de condimente. Super plăcut aroma asta. Bun, 17, l-am și văzut, este aici. Și ce surpriză ne rezervă ziua 17. Tot din gama cu unt de shea sau karité și migdale avem loțiune de corp de data aceasta. E bun, am format așa o mini gamă cu loțiune de corp, crema de duș, balsamul de buze. Îmi place super mult ambalajul și cred că m-a furat culoarea, pentru că îmi place nuanța asta de verde. Bun, 17. Urmează ziua cu numărul 18 și am văzut-o aici. E fix sub 13. Oare ne poartă noroc? E ceva ușurel înăuntru. Poate un creion, ceva. Deși în anii trecuți au pus creioane de buze sau de ochi. Nu. Este tot o cremă, în variantă mai micuță. Din gama Filler Vegetal avem o cremă anti-rid. Nu cred că am încercat nimic din gama aceasta până acum, dar nu este timpul pierdut, mai ales că ridurile încep să-și facă simțită prezența, din păcate. 19.
E aici tot așa o cutiuță mai mică, dar mai greuță decât cea dinainte. Poate tot o cremă de mâini? Nu este o cremă de mâini, este o ojă, cred. Da. Wow, ce culoare frumoasă! Este un roșu aprins, perfect pentru sărbători. Nuanța, cred că este 23, Ruj Amarilis. Am citit și eu pe litere, că altfel n-am știut cum. Cam asta este nuanța. Foarte frumos acest roșu. Foarte, foarte frumos. Da. Me gusta, me gusta, me gusta. Și mai bine că acum nu mai am ojă semi pe unghii, deci pot să testez și ojele din calendarele de advent. 20 este aici. Ne apropiem cu pași repezi de ziua cu numărul 24. De ce vorbesc ca la televizor? Nu știu. 20. Bun, cred că este balsamul. Hai, zi-mi că nimeri și eu ceva. N-am nimerit, bineînțeles. De ce să nimeresc? Tot un gel de duș dintr-o gamă la fel nouă, sau cel puțin o gamă pe care eu nu știu de la Yves Rocher. Alg Sauvage. Măcar Sauvage știu să pronunț. Ceva cu alge și fenicul marin. Nu știu dacă am tradus cum trebuie. Cam așa arată. Mă uit îndată să văd cum au denumit ei gama asta pe site, dar întâi facem testul nasului. Ah, foarte plăcut mirosul. Este un miros fresh. Într-adevăr, marin. Și denumirea asta de alge duce cu gândul înspre o aromă, așa, un miros marin. Ah, îmi place super mult. Are și ceva sărat, parcă? Sau mintea mea o ia razna? E foarte, foarte fain mirosul. Până acum, gama asta este preferata mea. Bine, din cele care sunt non-sărbători, ca să zic așa, dintre gamele de sărbători, cel mai mult îmi place cea cu condimente, însă din gamele astea, la alte, permanente, asta miroase foarte, foarte bine și ușor dulceagă, are și un nins așa dulce. Ah, ce îmi place? Ok, cred că mi-am găsit un gel de duș preferat. Într-o aromă preferată mai degrabă. Da, gama se numește Alge Sălbatice și Fenicul Marin. Și îmi place foarte, foarte, foarte mult. Ok, 21. Avem o cutiuță mititică. Aici așa, aici așa jos. Și noroc că am văzut doar descrierea în franceză, pe care nu prea am înțeles-o. Avem o mini cremă de față din gama Sensitive Chamomile, o gamă care mi-e place super mult. Este acea cremă lejeră din gama asta cu mușețel. Bun. 21 a fost asta. 22. Am și văzut 22. Doamne, ce perspicace sunt. Nu știu de când, dar iată, 22. Poate fac o nefăcută și dau toate cutiile astea pe jos până la urmă. Așa, înăuntru vom găsi, este un lapte de corp din gama lor cu argan și trandafir, petale de trandafir. Știu gama, văd că i-au schimbat eticheta, ambalajul. Știu gama și, după cum vă așteptați, dacă mă cunoașteți, nu e pe placul meu, pentru că are trandafir și se simte destul de tare mirosul de trandafir, dar pentru cineva care iubește acest miros, este gama perfectă. 23, am și văzut, mamă, ce repede ne mișcăm, 23 este aici și la 24 cred că știu ce este, dar nu o să spun dinainte, dar la 23 habar nu am. La 23 avem un gel de duș din gama aceea cu lici. Bun. Da. Este un miros, același miros dulcean, evident că e din aceeași gamă. Același miros pe care l-am simțit și la început. Și 24. Avem aici 24. Și anul trecut, la ziua 24, am avut o mascara în ambalaj așa de sărbătoare și presupun că tot o mascara avem și anul acesta, așa cum simt eu
ambalajul. Da, avem o mascara intens metamorfoz într-un ambalaj verde cu ceva detalii galbene. E foarte ok această mascara. V-am zis că am avut-o din calendarul de anul trecut și am folosit-o și mi-a plăcut foarte, foarte ok. Chiar dă volum și arată bine pe gene. Însă am două chestii de punctat. Adică așa, două chestii. Unu, nu am avut balsamul de păr. Bine, știu că am rămas cu o fixație, dar de obicei în calendarele de advent, stați așa să mă repoziționez, în aceste calendare advent, când ai șamponul într-o cutiuță, o să ai și balsamul în altă cutie, pentru că merg împreună aceste două produse. Dacă ai șampon, te speli pe păr, după aia folosești și balsam. Și n-am văzut balsamul, adică nu este balsam de păr în acest calendar și aș mai fi vrut ceva în acea aromă de Crăciun cu condimente. Aroma aia orientală, stați așa cum vă spun dată, exact cum au denumit-o ei. Am avut infuzie cu note orientale, așa este denumită gama. Am avut un singur produs, acel gel de duș. Pe când din gama aceea cu lici am avut două produse, așa că mi-ar fi plăcut să fie măcar două produse și din gama cu aceste arome orientale, note orientale, whatever, aroma asta condimentată. Da, cam aceste două nemulțumiri le-aș avea în ce privește acest calendar. În rest, este un calendar care arată foarte bine. Stați să-i pun căpăcelul ca să nu scap totul pe jos fix acum la final. După cum spuneam, este un calendar care arată foarte bine. Mi se pare și o idee bună de cadou la ce design frumos are. Și ați văzut că nu avem prostioare înăuntru de genul pilă de unghii, elastic de păr, ce vă ziceam mai devreme. Ba chiar avem și produse full size. Mascara este full size, rujul, cremele de mâini sunt în variantă full size, adică, na, avem cantități cât de cât generoase la produse și o gamă destul de variată de produse ca să putem încerca așa câte puțin din ce ne oferă cei de la Yves Rocher. Și mă bucur foarte mult că am descoperit gama aceea cu alge de la ei, cu alge și fenicul marin, pentru că v-am zis, îmi place super, super mult cum miroase. Nu este o aromă de iarnă, nu e de sărbători, da, e o aromă de vară, clar. Și după nume ne dăm seama, dar miroase extraordinar de bine și la vară, dacă o să mai aibă gama asta în colecția lor, am să pun mâna pe ea, pentru că e un miros foarte, foarte plăcut pentru sezonul cald. Bun, am încheiat și acest unboxing de calendar advent. Yves Rocher, încă o dată le mulțumesc foarte mult pentru surpriza asta, pentru cele 24 de surprize, de fapt, din acest calendar. Vouă vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare, sper că v-a plăcut acest clip. Vă aștept în comentarii, ca de obicei, ca să discutăm acolo mai multe și ne vedem la clipurile viitoare. V-am pupat! Pa!